Astăzi a avut loc prima întâlnire a reprezentanților Asociației Administratorilor de Piese din România la Drobeta Turnu Severin. La ora 10, delegația a vizitat Piața Mircea, iar aceștia au rămas profund impresionați. Ce este foarte important să scoatem în evidență turnele pe care le avem și cel mai important este produsul românesc pe care noi îl găsim aici în piață. Da, vedeți că se pune din ce în ce mai mult accent pe produsele românești și piața trebuie să fie principalul furnizor de produse. În prezent, asociația are 35 de entități membre de pe întreg teritoriul României, toate având atribuții în domeniul administrației piețelor și oboarelor din localitățile de proveniență. Iar de curând și Drobeta Turnu Severin se află printre membrii asociației, astăzi având loc prima întâlnire a reprezentanților Asociației Administraților de Piețe din România, în orașul nostru. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost mereu alături de comunitatea sa și astfel a pus accentul pe susținerea micilor producători, pentru ca aceștia să aibă un loc curat și primitor pentru a putea să-și vândă produsele. După cum bine știți și noastră, din luna mai am schimbat profilul pieței, adică am adus-o pe SRL. Este importantă această schimbare pentru că ne ajută foarte mult în a ne dezvolta, în a căuta și alte fonduri de a moderniza și de a ne face lucrurile care trebuie să le facem la piață. Vorbim aici de atragerea de fonduri guvernamentale, de atragerea de fonduri europene și pentru că ne-am schimbat structura, am intrat într-o asociație a piețelor din toată România, o asociație care are experiență și cu care putem să facem echipă și să căutăm împreună soluții pentru ceea ce vrem să facem la piață. Piața trebuie să rămână un reper important în viața severinenilor, în zona de comerț a municipiului nostru. Trebuie să asigurăm condițiile necesare atât celor care vând, dar și celor care vin ca și clienți și pentru acest lucru am și făcut această întrunire să căutăm soluții. Vrem să modernizăm piața, vrem să sprijinim producătorii români, cei care produc în țară, vrem să schimbăm multe lucruri și atunci era nevoie și de o astfel de întâlnire, să împărtășim din experiența altora, să căutăm soluții. Ne propunem să facem foarte multe lucruri, rămâne ca în perioada următoare să putem să găsim și fondurile necesare, ne bazăm în continuare mult pe fondurile europene, dar în același timp căutăm și noi atât pe primărie, cât și în zona de guvern, fonduri pentru ca piețele în general, dar vorbim primul de piața centrală, să arate altfel. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țaladin Georgescu a fost extrem de bucuros de faptul că majoritatea produselor din Piața Mircea sunt din județul Mehedinți, aceștia fiind în permanență sprijiniți de autoritățile locale și județene. Administrația piețelor din municipiul Drobeta Turnu Severin a devenit membru cu drepturi depline în Asociația Administratorilor de Piețe Agroalimentare din România. Și mă bucur că astăzi avem în Turnul Severin un număr de peste 15 administratori de piețe și cred că putem învăța și noi din experiența pe care o au în ceea ce privește administrarea altor piețe. Piața noastră funcționează foarte bine și mă bucur să constat că majoritatea vânzătorilor din această piață, din piața centrală a municipiului, sunt producători locali, producători din județul Mehedinți, față de care noi am avut în permanență deschidere și pe care încercăm în permanență să-i susținem. Și ultimul demers pe care l-am făcut în urmă cu aproximativ 2 săptămâni a fost acela de a încerca să strângem toți producătorii agricoli din județul nostru, care susținuți de Consiliul Județean și de către primari, să contribuie la construirea unui depozit de legume și fructe în județul nostru, astfel încât să putem să aducem în permanență produse proaspete, produse în județul nostru, în piețele din municipiul Drobeta Turnu Severin. O delegație a Asociației Piețelor din România se află timp de 2 zile în Drobeta Turnu Severin, la prima întâlnire organizată până acum în orașul nostru. Cu toții au vizitat astăzi Piața Centrală Mircea, unde au stat de vorbă cu producătorii locali. Este pentru prima dată când Turnu Severin, administrația piețelor, actualmente Societatea Comercială Piețe și Târguri Drobeta SRL face parte din Asociația Administratorilor de Piețe din țară. Ne-au vizitat astăzi și ne-au onorat prezența dumnealor, cu atât mai mult cu cât s-au declarat impresionați de ceea ce au găsit la noi, comparativ cu alte piețe. Spun dumnealor că avem o piață curată,
populată, verde până la urmă și sperăm să fie în continuare mulțumiți de vizita la noi în oraș, pentru că mulți dintre ei n-au fost niciodată. Sunt plăcut impresionat, o piață frumoasă, îmi place foarte mult culoarea, se vede specificul locului, este impresionantă prin numărul mare de oameni care sunt la mese și vând, dar și prin cei care sunt cumpărători. De asemenea, un lucru de apreciat de cum am intrat a fost curățenia pe care am găsit-o aici exemplară, un aspect obligatoriu pentru o piață agroalimentară, având în vedere că atâtea familii de români își cumpără alimentele zilnice din piață. Felicit pe cei care gestionează această piață, se vede implicare, se vede mâna de gospodar, un lucru pe care încă o dată vreau să scot în evidență, mă bucură foarte mult. Membrii asociației din celelalte orașe din țară au rămas profund impresionați de piața Mircea din Drobeta Turnu Severin, de la curățenie la viziune, la mulțimea de oameni veniți să-și facă cumpărăturile, dar și de multitudinea comercianților veniți pentru a-și vinde produsele. Sunt fericită că am ajuns astăzi la dumneavoastră pentru prima dată, unde știu că tot administrația e PSD și cum pe nicăieri PSD-ul nu se dezice, toată conducerea județului este aici și ne onorează prezența dumnealor. Sunt fericită că am cunoscut-o pe colega mea, Alexandra, care e venită de curând în asociația noastră și avem foarte multe lucruri să ne împărtășim. De exemplu, eu acum la Brăila construiesc două piețe din temelie, piața de producători și piața de fructe și urmează oborul până în sfârșitul anului. Așa cum ne-au obișnuit administrațiile PSD, suntem foarte ajutați. Prima impresie a fost extraordinară, adică adaptarea, locurile și fântâna asta artezian de jos mi-a pus capac. Deci chiar mi-aș dori și eu așa ceva la Câmpia Târzii. Cred că o idee foarte bună și cine administrează aici are viziune. Până la urmă de asta ține viziune și bani. Evenimentul își propune, pe de o parte, un schimb de experiență între administratori de piețe din mai multe orașe ale țării, iar pe de altă parte găsirea de soluții pentru modernizarea piețelor și promovarea producătorilor agricoli locali și a produselor românești. Impresie foarte plăcută. În primul rând ne bucurăm că încă un reprezentant din zona Olteniei, mai exact doamna director al piețelor din Severin, se alătură asociației. Sunt o asociație care reprezintă la nivel național tot ce înseamnă administrare de piețe. Ne bucurăm că astăzi suntem în Severin, un oraș frumos de altfel. Eu fiind și din Craiova, oarecum în această regiune geografică cunosc oarecum orașul, dar să știți că aveți o piață foarte bine pusă la punct, o piață curată. Ne bucurăm că și chiar am fost atent, sunt foarte mulți producători în piață, un lucru care ne bucură și pe noi și de altfel ăsta este unul dintre scopurile noastre, ca prin activitate pe care desfășurăm să încurajăm producătorii să vină la piață, să-și desfacă produsele și să-i sprijinim cu tot ceea ce ține de noi în ceea ce privește, eu știu, administrarea piețelor de care răspunde fiecare în parte din zona din care provenim. Raționamentul principal care a stat la baza construirii Asociației Administratorilor de Piețe din România este acela a reprezentării și apărării intereselor comunelor ale membrilor, pornind de la principiul conform căruia construirea în asociație asigură o putere crescută a opiniilor exprimate în societate, o forță mai mare în promovarea unor scopuri comune. De asemenea, după vizita în teren, a avut loc o conferință în cadrul cărei au fost dezbătute mai multe subiecte importante. Piața trebuie să rămână un reper important în viața severinenilor, în zona de comerț a municipiului nostru. În acest moment, în piețele din Drobeta Turnu Severin se găsesc peste 200 de producători locali. Pe lângă aceștia, mai sunt și cei veniți din alte județe, în special cele învecinate cu Mehedințiul.